Peste 1900 de tineri din România vor primi permise de călătorie pentru a călători prin Europa, a anunțat Comisia Europeană. Cei peste 162.000 de participanți la runda din octombrie 2022 de înscrieri la Discover EU au primit rezultatele candidaturilor lor. Astfel, 47.700 de tineri cu vârsta de 18 ani urmează să primească un permis de călătorie, potrivit unui comunicat al reprezentanței Comisiei Europene în România candidații selectați vor călători singuri sau într-un grup de până la 5 persoane în perioada martie 2023 februarie 2024. Aceștia se vor putea deplasa în principal cu trenul, cu câteva excepții, pentru ca și cei care locuiesc pe insule sau în zone îndepărtate să poată participa. În cadrul programului Erasmus Plus, această rundă de înscriere a fost deschisă tinerilor cetățeni născuți între 1 ianuarie 2004 și 31 decembrie 2004, din statele membre ale Uniunii Europene și din țările asociate la Erasmus Plus, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Vegia, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia. Participanții selectați vor avea de asemenea posibilitatea de a participa la sesiuni de informare înainte de plecare sau la întâlniri în întreaga Europa.